Hei, salutare prieteni și bine ați venit la un nou tutorial! Eu sunt Tudor și astăzi învățăm să facem această animație rotativă de text în After Effects. Bun, hai să creăm o nouă compoziție, click dreapta New Composition, o numim Anim Text, de la animație text, o lăsăm HD cu 30 de frame-uri pe secundă, durata de 5 secunde și background-ul alb. Îi dăm OK. Acum hai să apăsăm Ctrl R ca să deschidem acest ruler și tragem din stânga până ne apare această linie de referință și o ducem undeva la valoarea de 700 de pixeli aici. Imediat vă spun și care este rolul ei. Creăm un nou text, click dreapta New Text și scriem primul cuvânt, animație. Folosesc fontul Montserrat. Din păcate acest font nu are diacritice. Puteți să folosiți orice font vreți voi. Acum mergem la Paragraph și îi spunem să fie aliniat stânga. Mare atenție! Și mai exact, dacă mergem pe acest instrument de selecție, putem vedea anchor point-ul textului în stânga. Iar acum, dacă avem acest snapping bifat din bara de instrumente și mutăm textul în compoziție, observăm că se lipește de această linie. Ăsta este rolul acestei linii. Bun, acum hai să duplicăm textul, dăm click pe el, Ctrl-D, îl ducem puțin mai jos, aici scriem rotativă, click pe el, Ctrl-D, apăsăm V și îl ducem și pe ăsta jos și scriem de text. Și acum le selectăm, mergem în panoul Align, dacă nu aveți panoul aici, Window Align, și mergem la Distribute Layers și apăsăm butonul ăsta care creează distanțe egale între texte pe verticală. Bun, așa cum sunt ele selectate, apăsăm V și le ducem mai în centru, cam atât, perfect. Acum hai să dezactivăm primele două texte și să rămânem doar cu animație. Facem textul 3D, apoi dacă apăsăm R, putem vedea toate axele X, Y și Z de rotație. Și noi o să vrem să animăm doar axa Y. Dăm keyframe la secunda 0, mare atenție să fim cu acest cursor la secunda 0, și dăm aici o valoare de plus 131, 32, cam așa. Apoi, mergem cu Shift Page Down, adică cu câte 10 frame-uri în față, de 4 ori. 1, 2, 3, 4. Și aici dăm keyframe și spunem că vrem să fie 0. Acum vrem ca textul să stea o secundă pe imagine, cam până aici. Dăm din nou keyframe cu valoarea de 0. Și apoi mergem cu Shift Page Down de 3 ori de data asta. 1, 2, 3. Și dăm o valoare negativă ca să se ducă în spate, să se rotească în spate. Da? Undeva până la minus 92 cred că este suficient. Și acum, hai să dăm un RAM preview. Da, este bine, numai că animația este lineară și va trebui să lucrăm puțin la velocitate. Facem primele 3 keyframe-uri Easy Ease. Apăsăm F9, apoi mergem în editorul grafic de animație, apoi click dreapta, Edit Speed Graph, mare atenție să fiți pe acest Edit Speed Graph, dăm click undeva aici în afară să le vedem mai bine, mergem pe primul keyframe și tragem de această linie ținând apăsat Shift până aproape de punct. Cam aici. Apoi mergem pe al doilea keyframe și tragem de această linie tot în stânga. Mergem pe al treilea keyframe și de data asta tragem de linia din dreapta în dreapta, ținând apăsat Shift. Acum ne întoarcem și o să avem ceva de genul ăsta. Da, mult mai bine. Vrem să dispară textul undeva pe aici. Aici. Putem să mergem în dreapta lui și tragem de el până la cursor. Și din momentul ăsta el nu va mai fi. Bun. Și acum hai să dăm un motion blur. Motion blur îi dăm o dată de aici, dar dacă dăm RAM preview, observăm că nu apare niciun blur. Asta pentru că nu am bifat acest master motion blur. E un fel de buton de on-off pentru toate layerele care au acest motion blur activat. Dăm click și dăm un RAM preview. Mult mai bine. Foarte mișto. Bun, hai să facem asta și pe următoarele texte. Le selectăm, le facem 3D, le facem cu motion blur. Apoi dăm click pe Y rotation ca să selectăm toate keyframe-urile de pe parametru. Ctrl-C, luăm acest cursor și mergem în stânga timeline-ului, mare atenție, selectăm cele două texte de sus și Ctrl-V. Și dacă dăm un RAM preview acum, vom avea textul animat. Însă noi vrem să apară unul după altul. Mergem cu acest cursor în stânga, apăsăm page down de 4 ori, 1, 2, 3, 4. Asta înseamnă să înaintăm cu câte un frame. Mergem pe al doilea text și apăsăm paranteză pătrată stânga și vom muta
Dacă apăsăm U să vedem keyframe-urile, vom muta tot layer-ul cu tot cu keyframe-uri mai în dreapta cu 4 frame-uri. Apoi apăsăm din nou de 4 ori page down, 1, 2, 3, 4, mergem la următorul text și paranteză pătrată stânga. Bun, hai să închidem proprietățile și să-i dăm un RAM preview. Arată foarte, foarte bine. Și acum, dacă vrem să mutăm toate cele trei texte oriunde în compoziție, putem să le selectăm și mergem pe unul dintre ele și le mutăm unde vrem noi, să zicem aici. Și acum avem ceva de genul ăsta. Și la final, am uitat să tăiem layer-le la ultimul keyframe, layer-le astea de jos. Hai să le selectăm, apăsăm U să le vedem și tragem de fiecare solid până la ultimul keyframe, chiar cu un frame în spate. Hai să dăm plus. Așa. Minus, să restrângem timeline-ul și acum. Mult mai bine. Un efect foarte ok, pe care poți să-l folosești absolut unde vrei tu. Și ca intro, și ca outro, și în mijlocul montajului și așa mai departe. Și cam atât. Nu uita să dai like, nu uita să te abonezi dacă n-ai făcut-o deja. Și ne vedem data viitoare cu un alt tutorial. Numai bine! We'll be right back.